Da, ne-am reîntors să ne continuăm discuția, spuneam, cu invitații din această seară, domnul viceprimar Lucian Hașovski și domnul Florin Cotos. E o temă și o temă de actualitate, pentru că iarnă, vară, Suceava are o mare problemă și o mare nevoie și o mare lipsă într-o zonă numită agrement. Da. Și e un subiect sensibil, sunt absolut de acord, dar e un subiect real. Avem acolo o mare nevoie. Ați început. Da. Cum va fi? S-a început, poate mai greu, dar s-a început. Vorbim despre o zonă de agrement în apropierea vecinătate a lacurilor de la uzina electrică, așa cum le știm noi de acolo. Zona lacurilor. Zona lacurilor și mai departe. Este un proiect cu debarcader, hidrobiciclete, zonă de promenadă, teren de tenis, teren de fotbal, un mini teren de golf, loc de grătar și mai departe. Nu va fi ceva extraordinar de spectaculos, dar avem acest lucru. Mulți ne-au comparat cu Botoșani. Au zis, mă, la Cornișa, la Botoșani au făcut. Da, dar noi am avut fonduri europene pe aceeași axă pentru reabilitarea cetății de scaun. Cetatea putea să o ia la vale și puteam să facem o zonă de agrement sau cetatea. Da, trebuia să alegem. Noi am ales practic să facem cetatea, ei neavând cetatea, având numai șes, au făcut această zonă de agrement. Nu știu dacă i-au dat drumul la Cornișa, că am înțeles că l-au închis a doua zi. Deci, lucrurile se fac, se lucrează, eu spun că în vara următorului an va fi finalizată, vom avea acest lucru. Foarte important ca zonă de agrement și vom avea președința din Consiliul Local de joi, săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre prin care solicităm de la direcția silvică, dar bineînțeles de la Guvernul României, 55,5 hectare de teren pentru cele două păduri, parc din municipiul Suceava, parcul Șipote, da, și parcul de la Zanca, mănăstirea Zanca. Sunt făcute procedurile, sunt actele pregătite. Sperăm noi cu sprijinul parlamentarilor, pentru că va trebui inițiat un proiect de hotărâre, de un proiect de lege, să treacă acest lucru. Cei de la Direcția Silvică sunt de acord, guvernul de obicei e de acord, dar trebuie o lege. Trebuie o lege și de aceea vom face apel la parlamentarii noștri, dar de ce nu și la ceilalți, pentru că până la urmă cu toții trăim în municipiul Suceava și vrem să facem acest lucru, să preluăm parcul Șipute și parte a pădurii de la Zanca, cum știm cu toții, și acolo să implementăm proiecte pentru zona de agrement. Și nu vă gândiți la lucruri spectaculoase, dar lucruri necesare. 2-3 alei, iluminat public, piste de alergat, bănci, piste de bicicliști, băncuțe, câteva foișoare, locuri de luat grătar. Pentru că asta permite și legislația. N-ai voie să faci construcții, n-ai voie să faci alte lucruri mai importante acolo. Ne revenim la acest lucru. Ne revenim la capitolul zonă de agrement, pentru că trebuie spus clar, Suceava a adus lipsă. Eu mi-aduc aminte cu plăcere de faptul că de atunci când eram tânăr și frumos, nu mai spun că eram și mai deștept pe atunci, când parcul, când Șipote era în cărți, ca să zic așa, pentru că nu se putea să mergi în oraș, să mai și vrei să șoptești cuvinte de amor și să nu treci prin parcul Șipote, pentru că era o locație, hai să spunem, care era care era pe hartă, adică exista era și era folosit, era utilizabil. Dar mai era o discuție și eu vreau să ating și subiectul ăsta, e un subiect poate sensibil sau nu, dar eu cred că putem să-l atingem. Vorbeam la un moment dat de cursul râului Suceava și de faptul că acolo se poate întâmpla ceva. Au fost niște promisiuni făcute chiar săptămâna trecută în emisiunea noastră de domnul Flutur. Da, spunea că n-am vorbit de emisiunea, dar vreau să vă spun. Proiecte da, care sunt eu, realizare și transformarea. Și este, e vorba de municipiul Suceava acolo, pentru că așa este, municipiul Suceava, vorbim de Albia râului Suceava, care ține de apele române. Iarăși avem nevoie de bărbați puternici politici care să bată pumnul masă sau să solicite frumos, depinde cum vrei urma să obținem. Important e rezultatul. Important e rezultatul și cred că îl vom avea. Dar foarte important, trebuie regularizat râul, pentru că vedeți ce se întâmplă. Odată la câțiva ani, avem câte o nenorocire de asta, o rupere de nori, fie că e în Ucraina, fie că e la noi, vine apa mare și mătură tot, nu fac față al doilea rând de baraj, pentru că avem un dig mai mic și încă un dig mai mare la sala sportului sau la bazar. Și să faci acolo, să faci o investiție pe fonduri europene sau din banii municipalității, să vină apa să le ia, nu e o problemă. După ce vom avea regularizarea care trebuie făcută de către apele române,
Apelor Române, companie națională în subordinea guvernului, a Ministerului Mediu, vom putea implementa tot așa o zonă de agrement și cred că vom reuși în perioada următoare, pentru că e modul meu de a fi optimist. Sper și sucevenii să fie optimiști, mai ales acum când vedem că lucrurile se mișcă. Că dacă nu se mișcau, culmea că cineva îmi spune că avea nemulțumiri într-o zi. Zic, bă, dar ce ai tu nemulțumiri? Că s-a făcut aia. Zic, da, mă, dar când se face, vreau și eu. Că văd că se face și acolo, și acolo, și acolo. Dacă nu se face, nu cerea, îmi spuneam, ne merităm soarta. Dacă vezi că se face, că se dorește drum rapid, Suceava-Iași, da? Se dorește. Se depun fel de fel de proiecte europene, mai aduce niște bani de la Guvernul României. Șoseaua de centură, domnule vicepremier, după aia am să-l las pe Florin să... Șoseaua de centură e un proiect în care municipalitatea este parte, pentru că ne interesează foarte tare. Degeaba facem lucrări, degeaba reabilităm, degeaba înfrumusețăm, degeaba încercăm și traficul greu trece prin buricul târgului, pentru că asta se întâmplă. Avem nevoie, sau traficul care n-are ce căuta în Suceava și care vrea să meargă în altă parte, dar e musai să treacă pentru că n-are altă soluție. Traficul... Aveți mare dreptate, șoseaua de centură este un proiect vital pentru municipiul Suceava. Știți dumneavoastră că în 2012 era 80%, 80% finalizată. Corect. Și în 2014 era 75%, că s-a mai furat ceva de pe ea. Avem acest tronson între Cheia și Pătrăuț, care leagă și Cheia acolo. Funcțional. Funcțional. Avem promisiunea clară și fermă că la finele anului viitor sau partea a doua anului viitor vom avea această porțiune funcțională de la Fălticeni până la drumul spre Moara și de la Moara până la Cheia. Spun de ce că e vitală pentru municipiul Suceava, pentru că uitați ce se întâmplă cu infrastructura rutieră. Avem un proiect de reabilitare pe axa principală de la intrarea dinspre Fălticeni până la ieșirea spre Botoșani și mai nou pe fonduri europene care s-au implementat în 2015. Deja lumea spune că e normal. S-a refăcut de la fostul maraton până la catedrală, coborând până la cinematograful modern, s-a refăcut. Strada Universității pe fonduri europene și strada Traian Vuia, că aici vreau să ajung. De exemplu, în zona Traian Vuia, la intersecție, acolo cu apeductului, mai avem probleme și undeva pe aici, pe la sus, pe la Rompetrol. S-a vărurit asfaltul. Tonajul foarte greu care intră în municipiul Suceava. Cald, frig. Lucrări care, nu știu, în timp se uzează. Deja avem probleme și trebuie să le remediem și vor remedia, pentru că ne ocupăm de străzi, mă ocup și de străzi în primăvară, în vară, la buget, să remediem aceste zone, unde avem deja probleme. Deci asfaltul e bun, e asta, numai că avem valuri. Când frânez, îți faci așa volanul, pentru că, repet, s-a intrat cu tonaj greu și acest lucru îl vom avea până nu vom avea șosea de centură. Vom avea acest inel colitor și sperăm noi să reușim să găsim finanțare, să găsim deschidere la Guvernul României și cred că vom găsi, dacă vom avea în continuare un astfel de guvern condus de Dacian Cioloș, să găsim și pentru cealaltă rută de la Fălticeni, Ipotești, varianta 2, să varianta spunem. 2 care duce spre Botoșani. Și am rezolvat problema în municipiul Suceava. Până și problema aeroportului. Și problema aeroportului și problema traficului. Până atunci va trebui să lucrăm cu ceea ce avem și să ne gospodărim din mers. Din punctul meu de vedere, parcurgem o etapă extrem de favorabilă, să spunem, primarilor, administrațiilor locale, pentru că sunt importante. Da, suntem în plină campanie electorală. Nu are treabă campanie puțin, electorală. Puțin. Nu, ei, nu știu. Vreau să mă argumentez de ce spun că e important. Da? Este o perioadă în care primarii sunt foarte curtați acum de candidați să fie ajutați într-un fel sau altul de, așa, vorbează despre sprijinul pe care Suceava trebuie să-l aibă de la parlamentare de Suceava, indiferent de partid, pentru proiecte importante. Cred că este important pentru suceveni să știe care sunt acele proiecte importante pentru Suceava, care ar trebui sprijinite de toți parlamentarii Sucevei, indiferent de la ce partid sunt. Pentru că altfel ajungem într-o zonă... Am spus numai două aici. Parcul Șipote, care e important, șosea de centură pentru municipiul Suceava, sala polivalentă o avem deja, de ce nu un stadion? Okay. Sunt proiecte vitale, eu vă doresc, poate
cei care se uită, nu știu, de la Coșna, din altă parte, spun, bă, dar toate municipiul Suceava. Noi vorbim de municipiul Suceava ca pol de dezvoltare. Și de la Coșna, primarul de la Coșna trebuie să... Nu, stați puțin. Sunt proiecte mari, importante, pentru că ați spus la care trebuie făcut bloc. Eu vorbesc de proiecte de municipiul Suceava. Sunt proiecte cum se ducea gazul la Vatra Dornei. Sunt proiecte care unele necesită sprijin parlamentar, unele necesită sprijin județean. Unde să fie unanimitate în Consiliul Județean. Vorbim de proiecte. Fiecare dorește ce e important. Dar, v-am spus, o sală polivalentă ajută pentru tot județul. Un stadion nou în perspectivă ajută pe tot județul. O șosea de centură înseamnă un acces mai bun al celor dinspre București, a locuri de muncă, pentru că zice, măi, bun, am ieșit din municipiul Suceava imediat. Păi. Un aeroport, iarăși, un aeroport fiabil și viabil. Sunt proiecte, mi-am spus, de proiecte mari. Da, așa, da, păi asta spun. Fiecare, să nu uităm, dacă vorbim de proiecte mari, pentru că ca de la municipalitate la municipalitate, să nu mă uităm de pârtea, dacă câmpul lung. O pârtie care aproape, eu zic în decembrie, mai că ne putem da acolo, eu și al puțin, cu șelofanul, nu știu dacă se privește cu șelofanul. Să nu exagerăm, dar cu șelofanul, cu săniuța, cu aia încă mai merge, așa, cu bucățele de plastic, ceva, încă mai merge, dar nu, să nu exagerăm. Dar încă, eu aștept... Așa este, un proiect pentru județ, cum este cel de la Gura Humurului, aduce turiști în zonă. Hai în Bucovina, nu, uitați-vă că iarăși vorbim de municipalitate, pregătim târgul de Crăciun. Pregătim luminile de sărbători pe 28 noiembrie, de ziua Bucovinei. Dați din casă cum vor fi luminile. Se va aprinde iluminatul. Vom avea luminile de anul trecut, pentru că trebuie spus clar, de la an la an. În zona centrală? Și în plus, în zona centrală se lucrează la instalarea unei perdere de lumini de pe Casa de Cultură, pe stâlpi care se montează undeva în zona Bradului. Eu spun că va fi un târg frumos. Vor fi 25 de căsuțe noi făcute, care vor fi puse în municipiul Suceava și acest târg de Crăciun sperăm noi să aibă efectul scontat, pentru că sucevenii au nevoie și să vii să bei un vin fiert, un ceai cald, să stai de vorbă, să auzi colinzi cântând. Vorbim despre perioada sărbătorilor. Da? Domnul Harșovski, mai nou în mandat, acest mandat, eu am studiat foarte atent CV-ul dumnealui. Da, mi l-am scos de pe site-ul primăriei și am văzut, știți, mai nou față de celelalte mandatele de viceprimar, coordonează și compartimentul de turism. Și îl vedeam acolo, acum, face de invitat la un vin. E o realitate, pentru că, uite un picuț, eu de ce aveți și coordonat, haideți că lucrurile astea cu turismul mai puțin. Da, deja în partea culturală, în schimb, în partea culturală, uitați-vă că deja municipiul ceva are teatru. De asta nu chiar vorbeam în emisiunea. Are evenimente, avem evenimente. Destinațiile pe care la un moment dat Suceava le poate oferi turiștilor, plecând de la cetate, muzeul de istorie, capodoperă, cetate de scaun, acum să mergi noaptea, să o vezi luminată, cu acele holograme, nu știu, muzeul de istorie, iarăși. Asta, chiar asta a fost un eveniment, este cea mai mare expoziție de aur și argint. Eu n-am reușit să ajung, dar este până în ianuarie și vă dați seama că vom ajunge. Avem ce vizita. Pentru noi, ca suceveni, spun, bă, nu avem pentru că ne-am obișnuit. Dar când vine cineva din afară, spune, da, unde trebuie să mergi? Cetatea de scaun, Hanul Domnesc, nu știu, se duc la Dragomina chiar. Dar în zona Sucevei și în Suceava este ce vizita. Bine, pentru o zi, nu vii să-ți faci un concediu de o săptămână, dar adăugând și zona județului, cu Bucovina noastră, cea frumoasă, ai ce să vizitezi. Măcar zona de dispecerat, dacă nu altceva. Da? Putem deveni o destinație și chiar putem deveni, eu am să spun, mai în septembrie am fost plecat în București și acolo, într-o locație, n-are rost să spun despre ce era vorba, dar, mă rog, am fost plecat și am stat de vorbă cu oameni acolo, pentru că asta mi-era rolul, să spunem așa. Și îmi vorbeau, foarte mulți dintre cei de acolo, vorbeau cu foarte mult patos despre Suceava, că au fost, au vizitat și, mamă, ce frumos e. Și nu vorbeau numai de Suceava în care se mănâncă bine, și Suceava în care se vede ceva. Și vorbeau de cetatea de scaun, a Suceve. Adică lucrurile erau deja ușor, ușor putem deveni o destinație. Spuneați de zona centrală. Păi mai zile trecute, acum cred că o zi sau două am văzut că s-au aprins, nu putem, nu-i termin de comparație, dar s-au aprins luminile de Crăciun, spre exemplu, și la drumul la târgul de la Viena.
unde merge foarte multă lume. Nu putem compara, dar lucrurile la modul ăsta pot deveni și ele ușor, făcând ceea ce trebuie să faci, poți deveni o destinație pentru ai tăi măcar. Și asta deja, sau mă rog, poți deveni interesant pentru cei pe care îi reprezinți la un moment dat în diferite zone administrative. Și asta deja este un lucru foarte important. Nu? Uitați-vă, chiar un nou obiectiv turistic ar putea fi, spuneați despre stațiile de încărcare a autobuzelor electrice, da? Autobuzele electrice pentru mulți din țară ar fi obiectiv turistic de vizitat, să vedem cum arată. Da, da? Acum este și puțin ironie, da, poate. Înțeles, sigur, nu, dar degeaba, eu v-am spus, întotdeauna este loc de mai bine. Nu o să auzi, dar spun că totul e perfect. Dar lucrurile sunt într-o mișcare pozitivă. Și chiar citeam undeva, mi-a dat un fost coleg din facultate, că anumite județe, municipii din România, până în 2030 și-au propus să reducă emisia de noxe și să implementeze municipalitate verde. Bun, aici o nișă care Suceava a pus-o bine. Deci avem autobuzele electrice, suntem în așteptare. Iluminatul deja îl schimbăm totul. Anvelopări termice făcute și avem anvelopări pentru instituție, pe nou program. Puncte de încărcare electrice, mașini electrice. Vrem să oferim, deja am oferit ca legislație pentru facilități la impozit pentru mașini electrice. Până și la serviciul de taxiuri aș dori să impun condiții mai bune sau punctaj mai mare pentru cei care vin cu mașini electrice să aibă șansa să primească o autorizație. Ușor, ușor implementăm acest lucru și vă spun, nu le vedem noi de aici că suntem zi de zi poate prinși în problemele noastre și mergem la muncă, venim, mă refer la Suceava în general, dar vom avea lucruri și cred că Cireașa de pe tot va fi parcul și putei când va veni aici și vom avea și o zonă une de agrement așa cum trebuie, pentru că ne lipsește acest lucru. Începem cu zona de agrement de tipul acesta. Dorim ștrandul, cum știm noi, ștrandul, că toată lumea spune, hai că mergem la Fălticeni sau la Botoșani, la Humor, și la Humor, la piscină. Noi am avut un proiect, acest strand a fost concesionat pe o perioadă mai mare, nu mai spun din care mandat și de când, dar a fost concesionat. Este în faliment această societate, deja din lucrăm la o documentație, în așa fel încât să putem fie noi, fie dacă nu altcineva să facă, să investească, uite, să poți merge la o piscină. Ați răspuns la o întrebare pe care a fost, primită de la un telespectator, care întreba despre ștrand și ce se întâmplă cu ștrandul, pentru că asta nu avem așa ceva. Revine la municipalitate sau este contractul de concesiune, este în curs de reziliere și vom căuta soluții cele mai bune pentru fie să-l administrăm noi, fie dacă nu să propunem cuiva să investească, bine. Un cai de sarci în care se pune anumite condiții și să vii să-l concesionezi, să oferi sucevenilor șansa de agrement. Bineînțeles, trebuie și acoperit. Că la noi avem 10 zile pe an căldură, tipul verii, și câteodată iarna e mai cald ca vara. Câteodată joia. Câteodată. Considerați sustenabile proiectele de la Fălticeni și de la Humor? Am văzut bazinele făcute acolo. Nu am mai multe detalii. Nu știu, eu n-am fost nici la unul, nici la altele să merg. Sustenabile în timp ar trebui să fie, dacă le managerez cum trebuie și le coordonez așa cum trebuie. Am văzut. De ce întreb? Pentru că sunt proiecte tip de agrement doar, activitatea sportivă fiind exclusă total, inclusiv din proiectare. Și nu știu, chiar sunt curios ce se va întâmpla la Fălticeni, unde deja bazinele descoperite nu mai sunt funcționale de ceva timp și în ce măsură doar cel acoperit la dimensiuni destul de mici poate să acopere nevoile unei comunități de acolo. De asta Humorul, dacă are și are nișul, are și bazinul școlar, bazinul didactic, acolo poate să jongleze cumva într-un fel sau altul. De asta întreb, pentru că am văzut tot felul de proiecte de acest tip și nu știu cum sunt văzute în noastră. Noi știți că în Suceava, dacă vrei să faci performanța, ai avea unde. Fie avem școala numărul 3, care aparține cumva, este subordinea municipalității, fie bazinul de la universitate. Întotdeauna e loc și de altceva și trebuie să ai variante. Haideți să avem acest proiect funcțional și bine că mi-ați spus ca idee bine, pentru că trebuie sprijiniți și cei care fac sport, cei care vor să facă performanță. Pentru că, repet, dacă noi nu facem mișcare, nu facem sport, nu prea suntem sănătoși. Parteneriate cu universitatea, pentru că ne apropiem de final. Parteneriate cu universitatea.
Depinde la ce vă referiți ca parteneriat. Pentru că municipalitatea suceveană a avut tot timpul o ușă deschisă pentru universitate, atât cât a primit legislația. Uitați-vă la Clubul Sportiv Universitar de Handbal, este finanțat aproape în totalitate de primărie. Tocmai. Un proiect mic, minor, dar atâta face municipalitatea. Era un punct de informare, dacă știți, la intrare despre politicieni, da, se dea acolo, era al universității. L-am dat noi, prima oară, cu bani, terenul, după aia s-a oferit prin Consiliul Local gratuit locații, acum se lucrează și au acest punct de informare. Avem un parteneriat la aceste spații de fitness în aer liber cu cei de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Din când în când mai sunt profesori sau chiar studenți acolo, arată sucevenilor cum să facă mișcare sănătos. Dorim sau avem o hotărâre de Consiliul Local de a da un cămin celor de la universitate, căminul de la Liceul Industrial numărul 3, un cămin pentru studenți. Colaborăm. Unde este de colaborat, colaborăm și, bineînțeles, legislația, cât ne permite această legislație. Pentru că nu poți să dai bani cum dai la școli, pentru reabilitări, cum dai, pentru că universitatea are alt fel finanțare, vin bani de la guvern, se autofinanțează și e puțin diferit. Suntem pe final de emisiune. Trebuie să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, de toți. De toți cei care ne-au stat alături în această seară, vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp și am stat de vorbă. Florin, domnule viceprimar, și eu vă mulțumesc mai discutăm, mai povestim, cu siguranță, pentru că lucrurile se vor derula și eu și întotdeauna când vom considera necesar sau când lucrurile nu vor merge, ne vom face așa o... ne vom profita cu ghilimele de rigoare de oportunitate, să stăm să povestim și să spunem de ce nu merge ceva sau de ce merge ceva, pentru că și dacă amândouă sunt interesante. Încă o dată mulțumesc pentru că ne-am văzut și am povestit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, pentru că ați fost stat alături de noi. Să aveți o seară plăcută, să aveți mare grijă de dumneavoastră. Vremea e de iarnă și dacă vremea de iarnă, aveți grijă. Aveți grijă și până și cum pășiți, pentru că nu-i așa, iarna, nu-i ca vara, spunea un contemporan de-al nostru cu ceva ani de zile. Să aveți o seară plăcută, să vă bucurați de ea. Noi ne revedem în oarecum în aceeași formulă pe luni dimineață. Până atunci, zile frumoase, nopți fabuloase. La revedere!